Klaus Iohannis, somat se o revoce pe Laura Codruca Kövesi, se cere intervenția CCR, ar fi absurd sublinierei neconstituțional. Scandalul din justiție ia amploare. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea sublinierei DNA, Laura Codruca Kövesi. Presubliniere dintele Klaus Iohannis nici nu se gânde subliniere te se răspundă acestei cereri, dar un fost judecător CCR îl somează pe subliniere ful statului. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Tony Grebel spune ce Iohannis e obligat să o revoce pe Kövesi sublinierei ce are doar 30 de zile la dispoziție pentru a da decretul. Dacă nu, CCR trebuie să intervin sublinierei se poate ajunge la suspendarea presublinierei dintelui. Presubliniere dintele a jurat sublinierei se apere Constituția. Are o responsabilitate deosebit. Trebuie să se pronunce asupra cererii de revocare a ministrului Justiției. Are obligația să se pronunce în 20 de zile. La procedura de revocare rolul central îl are ministrul Justiției. Presubliniere dintele are rolul doar să ia act de cererea de revocare. Trebuie să procedeze conform cererii înainte de ministrul Justiției. Dacă revocarea poate sublinierei trebuie să o fac prin decret, nu vede prin ce act poate respinge cererea de revocare. Nu poate fi decret, ar fi absurd sublinierei neconstituțional. Dacă nu o va revoca, sunt create toate condițiile pentru existența unui conflict de natură constituțional. Cerea termenului de 20 la 30 de zile, Curtea Constituțională va putea interveni. CCR îl poate soma pe presubliniere dinte să respecte prevederile Constituției. Dacă nu dă niciun răspuns, înseamnă ce presubliniere dintele nu respect Constituția, a spus Grebel.